vloggerul Miruna Ioani. Bine ai venit, draga mea! Mulțumesc. Mie nu mi s-a întâmplat niciodată să merg la All Inclusive, bine, n-am fost foarte des, fără să nu mă întorc de acolo rotunjoară. Există așa vreo, nu știu, vreo variantă, vreo cale, astfel încât când ajungem la un All Inclusive să nu ne întoarcem rostogolindu-ne? Când ai zis de Bali, ai înghițit în sec, da. Te-am văzut și m-am distrat. Da. Cred că așa suntem toți când vine vorba de vacanță. Cred că există o cale, secretul e exact ce ai zis tu, să te bucuri de mâncare, să te întrebi de ce te duci în vacanță. Te duci în vacanță să mănânci? Da. Da? Da, absolut. Șocul. Adevărul este că atunci când ai copii, s-ar putea să nu prea... Ai alte bucurii de la viață, exact. Și să aștepți mesele acelea... Unul dintre motivele pentru care îmi place și mie la All Inclusive este că pregătește altcineva mâncarea, altcineva o gătește, o încălzește și eu numai mi-o pun în farfurie și o ingerez, ca să zic așa, și altcineva strânge. Cu toate astea, când ajungi la cină, să dăm un exemplu, da, și vezi multitudinea aceea de sortimente, de toate felurile, care mai de care, mie personal îmi pare rău să las mâncare. Deci mi-a zis, cum să fiu aici, să văd și cărnița asta și vorzitul ăla, tot, stai un pic. Și să nu te așteptai să o cunoști pe Adela. Acum ai cunoscut-o pe Adela, da, e prima dată când ne vedem. Nu te așteptai la ziua asta, ai zis, vin aici, învăț pe oamenii ăștia cum să mănânce corect, da, la All Inclusive, dar nu te așteptai să dai peste... Auzi, stai un pic, eu nu sunt specialist, ok? Eu sunt un om care... Dar tu ca om. O fost acum la o săptămână la All Inclusive. Și ce ai făcut? Și m-am bucurat. În primul rând, m-am bucurat, pentru că eu sunt sigură că scrie undeva în Constituție un articol care zice fără cură de slăbire în concediu. Nu, de acord. Acum, glumind, da, așa, mai mult sau mai puțin, trebuie să existe niște... Exact. Adică nu se poate în 7 zile să mănânci de toți banii. Nu mâncăm de toți banii. Deci nu. Eu cred că exagerăm, știi? Fii atentă. Cum ar trebui? Spre exemplu, nu știu, ar trebui să începem prin a ne lua niște salate care să ne umple stomacul. Eu cred că ar trebui să începem prin a ne relaxa și a ne bucura. Uite, eu când am mâncat prima felie de pizza din concediu, am zis, vai Miruna, ești aici cu atâtea bunătăți, și miel, vită, și tu mănânci pizza. Tu, Adela, dar când am mușcat din felia aia de pizza și am simțit brânza cum mi se duce pe palat, m-am simțit îmbrățișată pe dinăuntru, da, înțelegi? Da. Și eu mă simt iubită foarte mult și foarte des. Nu știu dacă psihologii noștri ar fi de acord cu aceste, cu tot respectul, dar mă, dacă ai chef de pizza, da, mă, mănâncă pizza. Exact. Eu am făcut așa. Am renunțat la masa de dimineață, dar asta pentru că eu nici acasă la nu mănânc. La masa de dimineață? Mă, da, eu nu mănânc acasă de dimineață. Fii atent, am doi copii, să mai am încă o gură de hrănit dimineața. Da, corect. Este complicat. Efort mare, da, într-adevăr. Și atunci am mers așa, plus că mâncarea de la prânz și de seara era senzațional de atractivă și atunci am zis că mergem să facem așa un echilibru. Eram eu pe echilibru și decență la început. După aceea am zis, mă duc o singură dată să-mi umplu farfuria. Nu mă duc de... asta. Să bine, facem... poți să faci un castelaș. Păi nu. Te duci... Fii atent, sunt oameni care își taie stomacul. Faci un palat. Sunt oameni care își taie stomacul să slăbească, după care le explodează că mănâncă cocktailul de mici cu cartofi prăjiți. Deci să nu fim acei oameni. Și da, da. Aici te-am încuiat, la asta nu te așteptai, da. Sunt povești adevărate. Deci, deci să tu nu fiu... spui că poți să-ți faci o regulă să mergi o singură dată, să-ți umpli o singură dată, da, farfuria. De preferat din cele 3 mese să sari una. Dacă care poți, poți, la dacă care poți. Reziști. Cred că e foarte important, dacă tu ai niște obiceiuri acasă, să încerci să le păstrezi și în vacanță. Și mai este o chestie, foarte multe femei se duc la mare după o cură de slăbire. Da. Nu știu câți bărbați. Eu n-am auzit. Cum să-mi pregătesc corpul de plajă? Uite-i. Păi nu, Bogdan chiar nu și-a pus problema asta niciodată. Da. Adela este foarte de treabă. Și eu m-am născut perfect. Și am zis la problema. Și normal că după ce tu ai ținut corpul într-o lesă, într-un stres din ăsta alimentar și îi dai drumul, ăla o să acumuleze nenică pentru că este înspăimântat. Și zici să nu mai ținem curent înainte să mergem la plajă? Nu. Știi de ce ai nevoie pentru un corp de plajă? O plajă și un corp. Corect, da, corect, da, bravo. Apropo, bravo, de citate. Bravo! Da, bravo, bravo. Asta, inspirație. Deci, eu mai am un obicei și vreau să
discutăm și despre asta, mi-e puțin rușine să spun, dar eu, nu, eu după ce că mănânc la cele trei mese de la All Inclusive, mai am și la sufertaș, că nu se știe pe plajă dacă ți se face poftă, niște piersici și am și un, un cod din ăsta, mă ridic, deci cu toată familia. Și zic, dar vorbesc singură, în cazul în care mă vede cineva. Astea le iau pentru băiețel care a rămas în cameră, n-a putut să vină. Da. Deci adică Adela dacă îți bate cineva obrazul, ce faci, domnule, după ce că ai mâncat? Și zic, da, dar eu am plătit și pentru Vasile, dar el e în cameră. Da, și da, pun da. Și pun. Și plus și mai am o schemă, m-am gândit să fie foarte bine, în cărucior. Deci căruciorul deci are... Deci are trei copii, are trei scuze, ai înțeles? Și acolo poți să bagi fără nicio problemă. Mai mănâncă ăsta micul pe plajă. Da, poți să zici normal, asta, nu? Sigur, da, și știu și care sunt, vă zic eu că vă, da, aveți așa, vă zic și care sunt mâncărurile pe care le puteți lua să nu se strice de la soare. Adela. Că nu poți să măi orice Adela. Carne pe plajă. Poți... Da. Auzi, mie mi-a scris la un moment dat o cititoare, pentru că și eu făceam miștourile astea de cum mâncăm noi mult și cu toate astea arătăm da. Bine. Uh-huh. Și mi-a scris, să știi că e foarte greu pentru cei care sunt cu adevărat cu probleme alimentare să te audă pe tine cum te plângi. Da. Că vai, am mâncat 6 înghețate la desert, ceea ce era adevărat. Da. Doar că, atenție, eu sunt sigură că nici tu nu mănânci toată ziua ca la All Inclusive, nici eu nu mănânc 6 înghețate zilnic. Și eu îmi doresc foarte mult ca discuția asta noastră să nu frustreze pe nimeni dintre cele care se uită la noi. Păi eu știu, numai că problema, cumva discuția asta chiar trebuia să vină în ajutorul lor, în sensul exact. În care și persoanele acelea care au probleme cu greutatea merg la All Inclusive. Da. Și dacă vrei, pentru ele ar fi trebuit să fie aceste sfaturi. Pentru că este într-adevăr foarte greu să te opui când vezi, când intri în paradisul mâncărurilor, efectiv. Adică... Dar nici nu cred că trebuie să te opui. Eu nu cred că ne îngrășăm în săptămâna aia de la All Inclusive, ci în tot restul anului, știi? Hai să-ți mai zic o chestie. Uite, am citit, apropo, mă întrebam cât te poți îngrășa într-o singură zi. Și zice că un exces de 7500 de calorii față de cât mănânci tu în general, adică dacă tu mănânci, să zicem, 2-3000 de calorii da. Pe zi, mai pui 7500 și ăla e un kilogram în plus. Adică 10.000 de calorii e mult. Ne. Deci poți 7 kilograme în 7 zile? Păi dacă mănânci 10.000 de calorii, eu sunt sigură că și dacă facem un pariu nu reușim nici împreună să mâncăm atâta. Foarte mult. Uh-huh. Și uite, eu de exemplu, cred că am revenit deja la greutatea cu care m-am dus în vacanță. Câte kilograme ai luat? 2 kilograme. Dar hai light. Să spun o chestie interesantă. Am avut cântar la hotel. Nu știu de ce ăștia la All Inclusive pun cântar păi în cameră. Că știu cu cine au de-a face. Oricum, bărbatul mi-a zis că eu nu sunt profitabilă pentru hotelul la care am fost, la câtă înghețată am mâncat. Dar am plecat cu 50 de chile și am văzut 55 pe cântar. Exact. O, puede ser. Da. Și am avut un mic somn, trebuie să recunosc. Ce ești tu, inflație? Să da. Crești cu 10% într-o lună, în 3 zile? Da, mă, wow. Și vrei să spun ceva? În exact aceeași zi, după 2 ore de la cântărire, am avut 53. Bă, extraordinar să-mi spui și mie cu data de slăbire. Mulțumim în foarte două mult! Ore. Sigur că, da, urmăriți-mă mult. Pentru... Și vă mai dau un citat, excelent, să vă yeah. notați. Și blondele gândesc. No, 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 asta no, nu. Uite la mine, nu. Da, mulțumim foarte mult că ai fost alături de noi. Te mai așteptăm. Mulțumesc.